Dragi români, ce sărbătorim noi astăzi, 21 decembrie? Sărbătorim 24 de ani de la Revoluția din 89. Ce s-a întâmplat atunci? Românii s-au trezit și au hotărât să pună capăt regimului Ceaușescu și să îmbrățișeze democrația. Ce s-a întâmplat în România în ultimii 24 de ani? S-au perindat la conducere o grămadă de guverne, unele mai proaste decât celelalte. Am adoptat o grămadă de modele din Occident. Iar traiul românilor nu s-a îmbunătățit. Din potrivă. Tot mai des auzim în jurul nostru români care se plâng de ce se întâmplă azi în țară. Spun că pe vremea lui Ceaușescu era mai bine. Dar cam aici se oprește tot. Dacă nu facem nimic, continuăm din rău în mai rău. Dacă, în schimb, v-ați săturat de clasa politică din România, de faptul că ni se vinde bucată cu bucată țara, dacă vă pasă de revoltele civice care s-au întâmplat recent la Roșia Montan, la Pungești, la Moșna, atunci e momentul să ieșiți în stradă. Pentru ceilalți români, pentru copiii voștri, pentru eroii căzuți la Revoluție, acum e momentul să ieșim cu toți în stradă. Eu nu pot fi acolo, dar de 17 săptămâni am ieșit aici unde sunt, alături de alți români. Și am simțit că putem face ceva. Dar nu putem face decât împreună. Ieșiți în stradă pentru că uniți salvăm România.